Pe scurt, vreau mușchi mari. Era joi, făceam curățenie în dulap, am găsit o foaie pe care erau scrise dorințele pe care le-am scris un an în urmă de anul nou. Să pot zbura și să-mi cresc masa musculară. Da, deja nu mai cred în existența lui Moș Crăciun. Am plâns, am revenit, trebuie să fac totul cu puterile proprii. Am încercat de câteva ori să zbor. Nimic nu se primește, dar dacă fac așa... Gata, acum pot să zbor. Mergem la a doua dorință, să am mușchi. Cum se poate foarte repede să devin plin de mușchi? Este doar o posibilitate, prin Photoshop și pur și simplu să le încarc pe Facebook și Instagram. Am început să lucrez asupra corpului. Six hours later. Rezultatul îmi place. Când am dat să salvez poza, mi-a dat o eroare. Nu merge. L-am sunat pe cel mai bun prieten să mă ajute cu câteva sfaturi cum să adun masa musculară. Peste o oră, Ion era la mine. Noi am început să vorbim. Bro, asta este cea mai proastă idee pe care am auzit-o de la tine. Eu tot am vrut să am abdomen frumos. Uite cum am devenit. Eu am început să-i explic că eu vreau să fac tot corpul în mușchi. După am intrat pe YouTube. Dar ce tu te uiți acolo? Asta este canalul King of Slime. Este un canal unde poți găsi cele mai tari videoclipuri cum să faci un slime acasă. Mă uci eu cum se face un slime pentru a filma în viitor un videoclip pentru canalul meu. Linkul va fi în descriere. Abonați-vă, prieteni. Gata, ajunge să stau în telefon. Trebuie să încep să fac corpul. Am mers la podeaua mea universală. Am început să fac abdomenul după flotări, după așezări și așa în fiecare zi. Câte 300 de flotări, 300 de așezări. Eu am observat că mă transform în Arnold Schwarzenegger. Eu am devenit cu cei mai mari mușchi din clasă. Stai, eu am terminat școala 5 ani în urmă. Da, bro, din toți noi, tu ai cei mai mari mușchi dintre casiere din McDonald's. Pe scurt, vreau mușchi mari. Guys, scrieți în comentarii de câte ori am spus cuvântul mușchi. Primii 10 vor apărea în videoclipul următor. Miau.